Bine v-am regăsit! Sunt Loreta Popa și am alături de mine pe Marina Spalas, cu care vom încerca să vorbim, nu vom încerca, sigur vorbim, despre cartea dedicată Lilianei Tomescu, apărută la Editura Integral, la care ai lucrat, să zic așa, împreună cu Sergiu Cioiu. Prima întrebare, sincer, de ce Liliana Tomescu? A, asta o să vă spun pentru că nu e în carte. Când a murit Nichita Stănescu, cu care am fost foarte prietenă, i-am moștenit, cum știți că dacă iubești pe cineva, îi moștenești toți prietenii, l-am moștenit pe Gheorghe Tomozei, care a fost prietenul lui Nichita, îi spunea prințul și așa. Lumea nu știe că Liliana Tomescu a fost căsătorită cu Gheorghe Tomozei. E adevărat că un an de zile. Și noi pe urmă am rămas prieteni la Cataramă, eu cu Gheorghe Tomozei, și mi-a tot povestit despre ea dinăuntru, cum era Liliana Tomescu, cum era o persoană foarte generoasă ca actriță, că se ducea la spectacole la care nu juca, la repetiții, să le sfătuiască pe tinerele actrițe cum să facă un rol sau altul, cum era mama ei care... cu care și eu pe urmă am făcut interviu și cu mama Lilianei Tomescu și cu Liliana Tomescu când a venit să ia premiul pentru întreaga activitate de la UNITER. Și pe urmă, partenerul Lilianei Tomescu, actorul Lucian Muscurel, a pornit un fel de jihad cultural, să zic așa, zicând că trebuie neapărat ca să scrie o carte despre Liliana Tomescu și așa. Eu aveam scrisorile ei pentru că rămăsesem în corespondență de atunci din 2006 și ea mi-a trimis un fel de autobiografie, cum făceam noi la cadre, dacă mai țineți minte, din când în când. 6 pagini le-am ținut cu sfințenie și pe urmă Sergiu Cioiu, pe partea cealaltă, din Canada lui, a corespondat, să zic așa, pe Facebook-ul lor minunat, cu Lucian Muscurel și a pornit și el, scrisese și el o carte de interviuri cu Pușarot. Da. Și au încercat să o convingă pe Pușarot să facă cartea asta și Pușarot probabil că nici nu avea material și nici nu o văzuse jucând și s-a derobat. Și așa că am rămas în această combinație. Da. Că cine să miră cum de am ajuns cu prietenii mei filologi, sunt toți consternați ce combinație am făcut noi. Da, este greu să explici celor care ne urmăresc astăzi și sunt mai tineri, este greu să le explici ce însemna lumea boemă a acelor ani, ce însemna să respire aerul acesta din apropierea oamenilor pentru care cultura însemna totul. Totul, da. I-am povestit și, într-adevăr, și eu am păstrat așa, păstrez o prietenie și un gând aparte pentru Liliana Tomescu. De ce? Pentru că eram copil și mi-amintesc că mama mea tot timpul îmi spunea uite, Liliana Tomescu era de-aș fi Harapalp. Da. Și apărea acolo alături de întreaga pleiadă de actori. Da. Minunați, minunați. Și uite, Liliana Tomescu, ea nemai fiind în țară, bineînțeles, și știi foarte bine, în clipa în care pleca cineva din țară, nu se mai vorbea absolut deloc despre el, se tăiau imaginile din filme care apăreau. Numele de pe distribuție, sigur că dar nimeni nu mai știa nimic. Sigur că da. Și copil fiind, când am reușit să văd o variantă în care apărea și ea, am păstrat așa în memorie și mi-a rămas în minte Liliana Tomescu. N-am apucat să o văd niciodată pe scenă, ceea ce... O mai e așa, vedem când pare mai, tare rău. Să mai transmit la televiziune spectacole de teatru este. În care n-a jucat prea mult, dar oricum a jucat. Tot ceea ce așa am reușit să văd, însă pe scenă, așa la o răsuflare distanță, n-am apucat. Și mi-aduc aminte că atunci când am sărbătorit-o în grădina Muzeului Național când Literaturii Române, când am plinit 90 de ani, și a fost așa o
încărcătură emoțională pe care n-am mai întâlnit-o de atunci, pentru că, da, era și vorba de împlinirea acestei vârste rotunde. Era și personalitatea dumnei jucăușe și efervescentă și fără niciun fel de limite și restricții. Așa e o fire cât se poate de voluntar. Îmi place foarte tare. Da, este o femeie... Am putea să ne întrebăm cum 40 de ani memoria publicului a păstrat-o cu atâta afecțiune. Exact, exact. Și una dintre revelații am avut-o acum câteva seri când am vorbit cu doamna Adina Halic și am invitat-o la a doua lansare a cărții și mi-am dat seama că publicul, care este un animal tentacular și care simte tot, a simțit că ea a fost un om liber. Și când toată lumea era încorsetată, ea și ca om, ca femeie, da, da, ca actriță, a fost un om liber. Și asta întotdeauna îți dă o stare de euforie, așa, și de încredere că, uite, domne, unii mai sunt liberi când, de fapt și de drept, n-ai avea încotro să o apuci. Da. E, și ca să continui povestea, acel filmuleț pe care l-am făcut cu ocazia acelui eveniment, l-am trimis lui Lucian Muscurel pe Facebook, bineînțeles, da, n-a reușit, i-am trimis pe mail, într-un final a ajuns în dumnealor și am postat pe Facebook un text așa de ziua dumneiei și mi-a răspuns că mulțumește foarte mult pentru ce am scris și îmi promite că o să-l vină la București să-și joace ca să pot să spun și eu că în viața asta am văzut-o jucând, da, pe Liviana, da, da, Tomescu. Ei sunt profund recunoscătoare și nu e puțin lucru. Nu e puțin lucru. O viață pe scena teatrului și după aceea să iei viața de la capăt, da, ca să zic absolut, așa. Trebuie să fii foarte, da, curajos. Da. Da. Deci, pe de altă parte... 50 de ani avea când a plecat? 50 de ani avea, deci, când 50 a plecat. De ani să o iei, da, de la început, da, mi, da, se pare extraordinar. Ce limbă! Suedeza, da, da, care e atât de greu și dificil. Absolut, de... Da, 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 pe de altă parte, posteritatea se creează în timpul vieții. Și cât te-au iubit, cât au investit și cât ai investit un public. Acolo eu în carte am scris, sigur că cu mare delicatețe, că am spus, domne, da, un idol, are el voie să-și părăsească adulatorii? Că totuși viața este atât de stearpă și când te iubește cineva cu atâta pasiune, parcă nu-ți vine să te gândești doar la tine. Da, e, da, adevărat. Chiar m-am întrebat cum a reușit să facă față acelor obstacole, că până la urmă, totuși, limba în care joci este, da, cea că din ea știa și limbi, da, străine, știi, făcuse școală în limba străină. Dar ce mai e uimitor și cred că la asta ar trebui să medităm este cum cineva din condiția de mare vedetă acceptă să devină o persoană oarecare. Asta este, da, o mare dovadă de curaj, da, pentru așa că este. Aici, când trece pe stradă, vibrează aerul și acolo este... Nu o cunoaște nimeni. Îmi amintesc, apropo, exact de ce spune de aerul care vibrează, îmi amintesc că eram elevă și am ieșit împreună cu colegele mele de la cursuri. Aveam ghiozdanul pe umăr, nu o să uit niciodată. Și în fața Teatrului Notara m-am întâlnit cu Alexandru Repan, care era în plină... glorie. Da. Da. Și eram cu ghiozdanul, așa îl țineam la piept și m-am oprit și m-am uitat la el. M-am pierdut în ochii lui albaștri. Da, da, da. Bineînțeles că l-a pomenit râsul. N-am putut să mă mișc. Deci eram atât de copleșită de întâlnirea cu el, îmbrăcată, da, în uniformă, cum eram, da, da, cum, da, da, eram perioada aceea. Și i-am povestit în clipa în care am devenit jurnalist și i-am luat interviu, i-am povestit și bineînțeles că a început să râdă. Zice, da, zice, dacă ai ști prin câte lucruri de genul, sigur, acesta sigur, treceam. Sigur, e adevărat. Era, nu-ți venea să crezi că te afli față în față cu actorul. Întâlnirea, da, cu el se petrecea altfel decât acum. Când, nu știu. Bine, acum suntem invadați de, da, valori, trebuie să recunoaștem. Așa este. Că dacă ne mințim, impostura tot n-ajungem nicăieri. Da. Dar pe de altă parte, și noi ăștia care suntem de meserie, ar trebui să facem mai mult și să îi punem în valoare
că ideea asta, că publicul cere asta, publicul săracul nu cere, că cine îl întreabă pe el? Da. Noi le arătăm niște modele. Eu pot să spun doar atât, că de când lucrurile cât de cât, să zic așa, au revenit la normal, oamenii vin la toate evenimentele pe care Muzeul Național Literaturii Române le organizează și sunt dornici. De exemplu, chiar ieri am avut un concert cu muzică clasică, deci grădina a răsunat de acordurile pianului și am avut-o pe soprana Diana Tudor. Da, a fost pur și simplu minunat. Și le priveam chipurile celor care erau prezenți la eveniment. Era atâta sete, atâta dorință de a fi acolo, absolut, de a asculta absolut, muzica aceasta, încât pur și simplu mi-au dat lacrimile și am spus, uite domnule, asta înseamnă. Da, asta e și trebuie să te ții consecvent de o linie elevată și culturală și lumea. Paul Valéry spune că el se mulțumește cu un singur cititor. Deci dacă te mulțumești cu de la cititorul ăla, telefonul arab funcționează, se povestește din om în om așa și tot timpul vor veni mai mulți. Cu siguranță. Așa s-a întâmplat și aici la noi. Și de fiecare dată am fost fericită când ai mai venit cu o idee, cu o evocare Liviu Ciulei, care, da, Doamne, este stâlp, unul dintre cei mai importanti stâlpi pe teatrul nostru. Absolut, absolut. Și apoi m-am bucurat că am putut face această aniversare a Lilianei Tomescu în grădină și voiam să te întreb, am descoperit, bineînțeles, citind și răsfoind cartea, de fapt, legătura și pe care a avut-o cu doamna Pulandra. Și voiam să te rog să vorbim despre asta, gândindu-mă la modul în care o femeie reușea să se impună într-o perioadă în care era foarte greu să faci lucrul acesta. Da, de fapt, dacă stăm să ne gândim, cartea asta îi se datorează chiar doamnei Pulandra, pentru că doamna Pulandra, care și ea scrisese o carte, Amintiri, amintiri, i-a spus Lilianei Tomescu că trebuie să rămână după tine o carte. Da. Că teatrul e efemer. Acum, asigur că iubirea nu e efemeră, că noi credem că este, nu, iubirea este eternă. Și i-a spus că trebuie să aibă o carte despre ea și de asta au și presat, să zic așa, e un cuvânt cam... Mi-a plăcut jihadul, mi s-a părut că se potrivește. Da, cam mercantil, dar mă rog, asta este. Deci doamna Pulandra a fost și ea o personalitate și... Într-un fel, deși n-a avut funcție, Liliana Tomescu i-a urmat calea, că a fost, doamna Pulandra a fost, în afară de faptul că a fost o mare actriță, a fost o intelectuală, că a făcut și ea facultatea de franceză și a reușit să-și impună în fața forurilor care poate că erau mai receptive sau poate erau mai complexate și o ascultau și ea a fost o mare doamnă. Dacă vedeți cartea ei de amintiri, asta este ceva foarte frapant, pentru că fotografiile sunt aproape toate din perioada de bătrânețe. Ori noi acum, cum fugim de bătrâni și nu știm cum să-i mai ostracizăm, acolo tot curajul este și părerea ei despre lume și despre cultură și cum reușea să-și impună punctul de vedere, cum reușea să-și impună repertoriul. Mi-a povestit Liviu Ciulei cum el n-avea voie să regizeze și în 1957 a găsit acest text cu omul care aduce ploaia și l-a dat seara târziu la 10 noaptea. Și dimineața la 6 i-a dat telefon doamna Pulandra și așa avea o voce guturală și i-a spus: ce mi-ai dat porcăria asta să o citesc? Și după un minut a zis să vii la 10 cu distribuția făcută. Wow! Extraordinar! Intrase în lucru, da. Mi-amintesc, nu știu dacă tu mi-ai povestit sau altcineva, eu n-am văzut acea variantă. Cu trotuarul. Exact, eu da. Ți-am și povestit. Voiam să te rog să-mi povestesc pentru toți cei care ne urmăresc, pentru că este extraordinar. Da, chiar extraordinar. Ce sentiment să ieși de la teatru și să... Și să crezi în adevărul teatrului. Că spectacolul se termină numai cu tunete și noi nu știm dacă chiar a adus ploaia sau nu.
Dar au ieșit pe stradă și au văzut trotuarul ud. Da. Și când i-am spus, a spus da, dar n-a fost ideea mea, a fost a unui mașinist și pentru că a fost atât de bună, am preluat-o. Extraordinar. Da. Pe vremea aceea, anotimpurile erau anotimpuri. Adică primăvară, vară, toamnă, iarnă, acum, știai clar da, cum se desfășoară acum, lucrurile. Cum să zic, și noi cred că ne legăm prea mult de anotimpuri și nu facem tot ce am putea noi, fiecare dintre noi. Pentru că ce să faci? Asta e, de-aia zice cronicarul, că bietul om sub vremi. Da, e adevărat. Da, dar mai te pliezi cât de cât acolo să mai faci ceva. Ce frumos! Există un întreg capitol dedicat profesorilor pe care i-a avut Liliana Tomescu și prima, bineînțeles, că este doamna Bulandra. Și vezi ce frumos respectul pe care îl aveam înainte pentru profesori. Ceea ce astăzi, să știi că lipsește. Bine, astăzi lipsesc modelele. Da, corect. Adică profesorii nu mai sunt ce erau. Eu, ca să vă spun drept așa, am învățat la un liceu de tradiție, Dimitrie Cantemir, care are o pleiadă întreagă. Am suferit, l-am ascultat pe Mircea Cărtărescu la România Muzical, zicând că el a învățat la un liceu de cartier. Ăla era Dimitrie Cantemir. Așa. Și ăia, toți profesorii noștri, cred că am fost absolut niște ființe privilegiate, erau profesorii bătrâni care mai aveau puțin până la pensie și ei ne-au insuflat nu numai cultură și informație, astea le iei din cărți, dar modelul uman. Sigur că da. Modelul uman după care te ghidezi o viață. Adică, cum să zic, ți-e rușine să faci diverse chestii abominabile când știi că profesorul tău te-a învățat cu totul altceva. Așa este. Da. Și să nu uităm, educația pleca și de acasă, din familie. E adevărat că pleca, adică... dar vezi că totul se învață. Da, totul este se învață. Foarte, e adevărat că în momente din astea de restriște te salvezi individual. Eu nu știu dacă v-am povestit vreodată că am fost colegă de facultate cu Ioan Petru Culianu. Nu. Și el era așa savant cum îl vede lumea, el vorbea ca omul, că nu făcea paradă de informații, nu vroia să-i dea pe spate. Era un om drăguț, tandru, afabil, nici nu i-ar fi trecut prin cap să complexeze pe cineva cu știința lui de carte. Aia o învățase el acasă, citise biblioteci, provenea dintr-o familie de mari intelectuali. Asta este, adică te descurci personal. Așa este. Chiar aș fi vrut să citesc de aici o amintire de-a mea, dar înainte de asta să nu uit. Deci doamna Bulandra este cea care le spunea tuturor celor care jucau în compania pe care Dunei o conducea cu o mână forte, dacă ești răcit, îți lași răceala la portar, joci și când pleci acasă o iei. Da, și când spunea că soțul ei e Toni Bulandra, spunea întâi interesele instituției și pe urmă cele personale. Da, așa este. Da, și într-adevăr. Acum, bine, acum fiecare. Ce personaj și Toni Bulandra, într-adevăr. Da, da, da. Da. Și bărbat frumos. Sigur. Eu când o să am timp o să scriu un eseu despre rolul bărbaților frumoși în istorie. Foarte bună tema pe care ți-ai ales-o. Da, voiam doar să spunea, zâmbetul ăsta ocrotitor îl avea cu toți actorii de sub aripa ei. Adevărul e că dacă te lua sub aripa ei, te ținea foarte bine. Pe toți îi privea cu drag, se punea la mintea și structura fiecăruia, de la tânăr la mai în vârstă. Oricând deschisă, pe bun umor, jucăușă și plină de giumbușlucării, cu cei ce aveau calitatea asta, cu Julca Zăbău în special. Era și importantă și sofisticată cu cei care se voiau importanți. Îi apăra pe toți împotriva oricărui atac și îi trata pe toți boierește, indiferent de calitățile fiecăruia. Mi se pare extraordinar să vorbești așa despre doamna teatrului românesc până la urmă. Da. Care, culmea, din câte am înțeles de la cei care sunt și acum la Teatrul Bulandra, încă are acolo un birou. Da, se simte aerul. E cam de la brat biroul ăla, că a fost schimbat, mutat, în fine. Da. Dar există.
E important că există. Există spiritul, da. Da. Ceea ce este mare lucru, că în general când este ceva de substanță, împotriva ăluia se îndreaptă toate privirile rele. Dar ce puternic trebuie să fi fost spiritul ăla pe care l-a moștenit Liviu Ciulei, dacă încă se perpetuează. Așa acum, este. Sigur că actanții, cum se zice în lumea literară, nu mai sunt la nivelul celor dinainte, dar totuși se păstrează spiritul. Mi-aduc aminte, chiar am făcut o ediție de colecție la Jurnalul Național dedicată doamnelor din acea perioadă și despre dumneai am făcut un întreg articol și am avut concursul celor de acolo, de la Teatrul Bulandra, și le-am mulțumit foarte tare. Și m-am bucurat că s-a putut face acest lucru, da, și sigur, că sigur. Am reușit să aducem povestea da. În fața cititorilor și a celor care n-aflaseră până atunci de da, cine că a fost de da, știți, Lucia Sturza Bulandra. Pare bizar, dar un om singur, bine intenționat și cu o pregătire pe măsură, poate să facă multe lucruri bune, da, pentru cultură, bineînțeles, foarte, că nu se bagă la agricultură. Da. Sunt convinsă. Există aici un interviu cu mine însă, al Lilianei Tomescu, și mi s-a părut foarte, foarte frumos. Și voiam să te întreb cum a ajuns să fie aici în cartea. A, este dintr-o revistă teatru de mult. Da. Da. Pentru că a dat foarte puține interviuri. Da, tocmai. Păi asta este problema, că în principiu este o carte compozită și altfel decât alte cărți, pentru că n-am avut material. Că știți cum să faci o carte, ori scrie respectivul despre el, ori faci un interviu cu sigur. El și, mă rog, mai adaugi alte păreri, dar dacă n-ai nimic atunci trebuie da. Să combini. Ca să înțelegeți cei, dumneavoastră, cei care ne urmăriți acum, cine și ce fel de om este Liliana Tomescu, aș vrea doar să vă citesc așa câteva răspunsuri la întrebările pe care și le-a pus singură. Singură, da. De cât timp faceți teatru? De 10 de ani, nu întotdeauna pe scenă. Care au fost rolurile noastre preferate? Nu am așa ceva, pentru că pe parcurs le-am urât. Am fost bolnavă de ele, am fost fericită, am înviat și am murit. Aș spune numai că mi-a plăcut să joc în piese bune și cu parteneri buni, pentru că trebuie să recunoască oricine, e preferabil un text bine scris decât unul rău. Ce altă meserie v-ar fi plăcut? Toate. Dar mai mult și mai mult, reporter fotograf. Ce număr vă place? 1. Culoarea, oranj, scriitorul dumneavoastră, dramaturgul, actorul preferat, Ștefan Iordache și Oscar Werner. Actrița preferată, toate. Cât de fragil este pentru dumneavoastră echilibrul? La fel. Cum e prezentul? Se întâmplă. De ce vă este frică? De nebun, de proteze, de scări, de păianjen, de munte, de lipsa de memorie. Ce v-ar plăcea să știți să faceți? Să arunc cu cuțitul. Ce vă nedumerește? Ce caută oamenii în lună, gângănile și vremea? Ce vă place când oamenii zâmbesc? Ce nu vă place când pleacă lumea de la teatru? Ce nu ați mai vrea să faceți? Să plâng. Care este anotimpul dumneavoastră preferat? Noaptea. Mi s-a părut senzațional acest răspuns. Ce rol ați dorit? Ați dori de femeie. Vreți să mai spuneți ceva? Nu vreau să mai spun nimic. Este simplu, trebuie doar să vă comandați cartea de la Editura Integral și să citiți așa cum se cuvine, pentru că e o carte cu totul aparte. Exact cum spuneai mai devreme, Marina Spalas, compozită, o carte compozită. Printre cele pe care le veți găsi aici în carte, veți avea și descoperi și un cuvânt pe care l-a avut Andrei Pleșu când a primit acel premiu despre care vorbeai pentru întreaga activitate de la UNITER și care spune așa: am fost fermecat în tinerețe de vitalitatea și talentul ei. A plecat din țară de mult, a devenit cetățean de onoare al orașului Stockholm, a continuat să fie activă profesional cu mare succes. E drept, UNITER și-a amintit de dânsa în 2006 când i s-a acordat un premiu pentru întreaga activitate. Ce frumos! Sărut mâna, Doamne, și la mulți ani, Andrei Pleșu. Cât de frumos! Foarte frumos, pentru că el a vrut să facă actor. Da, da. Păi da. S-a și pregătit cu cel care a fost văr. Este vorba de maestru Constantin Codrescu. Da. Și toată viața a avut acest regret că nu
a urmat această carieră, dar eu zic că a făcut bine că iată. Sigur, sigur. A fost tot acolo a fost unde trebuia să fie. Da, sigur, sigur că da. Sunt foarte multe, chiar și aici, da, sunt veșnic nemulțumită. Iată, da, încă o fațetă a diamantului Liliana Tomescu. Da, 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 așa este, pentru că e o perfecționistă. Este, este. Da, asta a fost. Sigur că poate că nu iubește toată lumea, că nu o fi fost o persoană comodă, dar era o persoană, era un model, un model și de actriță și de om și de intelectual. Ceea ce este rar în lumea actoricească, dar acum știți cum e. Unii foarte buni sunt împinși și marginalizați și poate că ea s-a gândit să se reinventeze și de aia a plecat. Nimeni poate să știe. Da. Cine știe care a fost cu adevărat motivul pentru care... Sigur dar sunt că convinsă da. Că Libertatea a fost... unul dintre ele. Da, e un interviu unde zice că vrea să joace mult și să călătorească mult. Părerea mea e că de-aia și plecat, că pe aici nu se putea ieși nici până la Plovdiv, așa că când bați lumea, sigur că... Ce mi-aș fi dorit să aflu... Din discuțiile pe care le-ai avut cu ea, ți-a povestit vreodată cât de mult și cât de important a fost... Adio Charlie pentru ea? Păi, cred că toate au fost, dar cea mai importantă a fost Ciocârlia. Da. Ciocârlia. Uh-huh. Da. Și, Doamne, câte spectacole extraordinare. Acum, așa, când stai să te gândești, pur și simplu ți-e dor să mai vezi teatrul de calitatea aceasta. Da, da, da. Și la nivelul acesta. Da. Că, cel puțin eu simt lipsa, recunosc. Păi, pentru că acum la mare căutare sunt mai mult scenariile decât piesele de teatru. Genul dramatic are niște reguli fixe. Sigur. Păcând scenariul poate să n-aibă conflict, poate să n-aibă deznodământ, poate să... Că găsești într-un fel să-l încropești. Dar nu mai e piesă de teatru. Așa asta e. Îți amintești care e ultimul spectacol care ți-a plăcut? Și la care ai fost prezentă? Păi, cred că era, nu știu dacă n-a fost cele două orfeline sau așa ceva. Am încercat să o găsesc pe Melania Cârge și n-am reușit să o dau de ea. Că vroiam să fie o carte vie și să fie Liliana privită din multe unghiuri și, și de parteneri și de colaboratori și așa. Da. Ce frumos! Liliana Tomescu în cronicile vremii, ceea ce mi se pare foarte, foarte bine că ați reușit să cuprindeți în carte. Sigur, e mare lucru. Da. Altfel n-ai cum să dai o imagine completă a actorului, că trebuie să-l vezi prin prisma specialiștilor. Da, da, da. Ce frumos a spus de partenerii de scenă. La toți a ținut foarte, foarte tare. Mă gândesc și la Constantin Codrescu și la George Constantin și la toți cei pe care... Da, și toți recunosc cât au învățat de la ea. Da, pentru că ea era acest model care, la care te uiți cu interes că știi ce ai să câștigi de la el. Bine, sigur, nu material acum. Da. Cam ăsta ar fi motivul pentru care suntem așa în pantă descendentă. Poate părea ciudat, dar înainte vreme, când făceai parte din echipa unui teatru, trăgeai la vâslă în aceeași direcție cu toți colegii. Și de aceea teatrul ajungea unde ajungea. Da, trebuie să fim puțin onești. Sigur. Și să recunoaștem că înainte nu erau așa de multe tentații. Și atunci este foarte adevărat. De aia corect. Munceau cu mare devotament. Acum aleargă de colo-colo, pe de altă parte nici nu au bani destui și întotdeauna când vrei să emiți un punct de vedere, trebuie să te pui și în rolul celuilalt, să te gândești prin prisma lui. Pentru că ai pus punctul pe ei, într-adevăr așa este. Am avut ocazia să văd ce înseamnă pentru cei tineri să iei un proiect și să-l duci până la capăt. Și dacă înainte actorii veneau și stăteau și intrau în pielea personajului, deci cu cel puțin două ore ajungeau la teatru înainte,
și mai citeau, mai repetau. E bine, acum este foarte dificil pentru că toți actorii tineri ajung, instalează decorul, trag un șnur rapid, are loc spectacolul, după care bineînțeles că nici n-apucă să-și revină și trebuie să strângă decorul și de-abia cine știe într-un târziu să se întâlnească, să stea de vorbă, să vadă ce a fost bine, ce a fost rău. Este o alergătură continuă, da, și nu este și deloc ușor pentru ei. Asta e una la mână și pe urmă acum toată lumea e convinsă că el știe cel mai bine ce e de făcut. Nu mă ascultă nimeni să dai sfaturi. Este, mă rog, nu știu dacă chiar așa o chestie derizorie, dar trebuie să recunoaștem că nu prea are nimeni nevoie de sfaturile ăstora care mai știu câte ceva. Da, în mod normal așa s-ar cuveni, să ascult și părerea celor care au trecut prin viață și sau care au citit mai mult. Sau care au citit mai mult, cu siguranță. Da. Există aici o discuție a ta cu doamna Santa Manu, da, care a și fost prezentă atunci, da, nu da, să uită. Da, da. La evenimentul acel aniversar dedicat este într-un fel persoana care a lansat-o. Da, da. Da, și care spunea că sigur că poate că Liliana Tomescu ar fi avut mai mult succes ca actriță dacă ar fi fost într-o echipă cu un regizor, că e foarte important ca un sigur actor să fie dirijat de un regizor. Este foarte, foarte adevărat. Da. Deci este, cel puțin după ce am răsfoit-o, este o carte pe care eu mi-o doresc în biblioteca mea, pentru că e foarte important ca atunci când nu reușești să găsești detalii, să poți să ai la îndemână pe raftul bibliotecii tale de acasă informația de care ai nevoie. Da, contează foarte mult. Da, eu am gândit așa că cineva care n-a văzut-o jucând niciodată, care nu știe mare lucru despre ea, după ce citește cartea, se îndrăgostește de ea. Așa este, chiar așa este. Este sentimentul cu care eu am rămas după ce am răsfăit-o. N-am reușit să o citesc, dar o voi citi. Și aș vrea să te rog să-mi dai voie să închei cu câteva cuvinte pe care le-a așezat aici Alexa Visarion despre Liliana Tomescu. Juca rasat, elegant, agresiv, învăluitor. Juca distins, fără sentimentalisme și zorzoane din recuzita interpretărilor obișnuite. Avea febra lucidității. Era avid de nemurire prin jocul ei elegant. Iradia și provoca nuanțele unei viziuni interioare, construind cu minuții o armonie a contrarilor. Balansa victorios certitudinile. Liliana Tomescu era pe scenă o necunoscută taina vieții. Senzuală până la echivoc și frison, fierbinte în imaginație, pofticioasă de sens interpretativ, marea actriță performa profund, limpede, o magică înlănțuire de ambiguități. Avea în joc clar obscurul unei bucurii neliniștitoare și o iluminare a singurătății. Corpul ei vorbea, se confesa, iubea și se oferea jocului. Și peste toată această tensiune în joc, așeza cu luciditate umorul crud al înțelepciunii. Ce bine ar fi să avem din nou în teatru românesc o actriță cu inteligența sclipitoare și farmecul feminității Lilianei Tomescu. Alexa Visarion. Atât de frumos. De aceea am ținut cu tot din adinsul, da, să citești această frumoasă descriere. Ea, da, da, da. Clar, clar. Da. Marina Spalas, mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru această scurtă prezentare a cărții. Pentru că suntem la Muzeul Național Literaturii Române, iar cartea este hrana pe raftul noastră, sufletului nostru, și este hrana noastră, așa cum spuneai. Vă invităm să pătrundeți în lumea teatrului, dar și a cărții, prin intermediul Lilianei Tomescu, și sunt ferm convinsă că veți reuși. Mulțumesc încă o dată și pe această cale îi transmitem și dumneaei salutări și, bineînțeles, îmbrățișări, gânduri bune și domnului Lucian Muscurel, cu siguranță. Mulțumim tuturor!